Salutare tuturor! Astăzi am revenit în sfârșit cu un nou clip de favorite, pentru că v-am întrebat și pe Instagram și pe Facebook ce ați vrea să filmez următorul clip. Așa că avem favoritele lunii! Yay! Mamă, n-am mai filmat de mult un clip de favorite, știu, nu mă înjurați, nu vă supărați pe mine. Dar am fost super prinsă și cumva de fiecare dată am vrut să vă arăt alte lucruri mai drăguțe, a fost toată chestia cu Beachbody și n-am mai ajuns să fac favoritele lunii. Dar astăzi am niște produse noi pentru voi și am și o carte, am și niște, am un serial și un film, am zis să băgăm acolo la random favorites niște chestii drăguțe și eu zic să începem pentru că am ceva produse de arătat. Primul produs pe care vreau să vi-l arăt este acest ulei de la Kiehl's, este Daily Reviving Concentrate. Este un ulei de față pentru zi care îți energizează pielea și o ajută să fie așa mai uniformă, mai, să arate mai odihnită. Și ce-mi place mie să fac, nu pot să îl aplic pe toată fața doar pe el, ci eu efectiv pun 2-3 picături în crema mea de zi pe care o să o folosesc în ziua respectivă, amestec foarte bine în palme și apoi aplic totul pe față. Și cumva am beneficiile uleiului fără să aplic ceva foarte gras pe ten, pentru că eu am un ten gras și nu intră atât de repede în piele și cumva simt că parcă îmi încarcă un pic cam mult tenul dacă îl folosesc doar pe el. În schimb, ceea ce fac în weekenduri este, dacă știu că nu urmează să ies afară pentru vreo 2-3 ore, dimineața îl aplic doar pe el, în așa fel încât să intre foarte bine în piele și să-și facă treaba și urmează să mă machiez abia peste 2-3 ore. Asta fac în weekend, dar în zilnic, în timpul săptămânii, 2-3 picături în crema mea de zi. Tot la partea de skincare am un gel de duș de care m-am îndrăgostit. Este acesta de la Palmolive, este Mint Shake și este un gel de duș cu aromă de mentă. Și mie îmi place pentru că efectiv miroase a ciocolățelele acelea After Eight. Oh, doamne, le ador pe alea și le mâncam ca o disperată. Adică mie dacă mi-o cutie de After Eight, efectiv mănânc toată cutia într-o zi. Ce într-o zi? Într-o oră? Poate? Deci nu e ok să-mi luați o cutie de After Eight, nu e o idee bună. Dar acest gel de duș mi-aduce aminte de After Eight și îmi place super, super mult. Îl folosesc în principal dimineața pentru că simt că menta cumva mă revigorează și seara de obicei folosesc alt gel de duș. Dar pentru dimineți este super, super tare și mă mir că este un miros de mentă, ceea ce eu nu aleg de obicei. Doar mă știți, eu aleg mirosuri dulci, de prăjituri, mirosuri de, nu știu, vanilie, cocos. Adică am fost foarte surprinsă să-mi placă atât de mult un miros de mentă, dar chiar vi-l recomand pentru că e super, super tare. Am o nouă bază de machiaj. Este aceasta de la Yoko și mie îmi place foarte mult pentru că seamănă foarte mult cu baza aceea pe care eu o foloseam acum mult, mult timp, de la Seventeen, parcă era, nu mai știu, oricum prin primul an de YouTube foloseam baza aia de machiaj și aceasta seamănă foarte mult cu ea și îmi place, adică chiar îmi place pentru că îmi și aduce aminte de perioada aia, plus că este și foarte bună și fardurile rezistă foarte bine. Să nu vă speriați de cum arată a mea, pentru că Madame Mușuroaia are unghii lungi și eu trebuie efectiv să scobesc cu unghia de acolo și să îmi aplic. Nu pot să bag degetul, pentru că dacă îmi bag degetul, evident o să-mi intre bază de machiaj sub unghie. Deci da, a mea arată mai ciudat, dar dacă nu aveți unghii lungi, poate fi folosită normal, fără să arate așa scobită. Am și un fond de ten. Este acesta Tint Idol Ultra Wear de la Lancome. Este un fond de ten foarte rezistent, care rezistă 24 de ore și zice retouch free. Sincer, pentru un ten gras nu este retouch free, adică lucesc după câteva ore și trebuie să-mi retușez machiajul. Nu mi se pare cel mai potrivit pentru un ten gras, sincer, dar îmi place foarte mult textura, îmi place foarte mult cum se aplică și finish-ul pe care îl are, așa că dacă nu aveți un ten foarte, foarte gras ca al meu, puteți să îl folosiți liniștite, dar dacă aveți ten gras ca al meu, trebuie să fiți conștiente de faptul că va trebui să aplicați destul de multă pudră pe timpul zilei ca să estompați sebumul. Adică, ca și rezistență, sincer, nu mi se pare că este atât de rezistent, dar îmi place foarte mult ce finish are și de asta este în favoritele lunii. Dar v-am zis din nou, ten gras, nu prea.
Am și o paletă de corectoare. Este prima oară când folosesc o paletă de corectoare. Nu prea am folosit, nu zice, mereu mi-am cumpărat un corector pe care îl foloseam în nuanța mea și aia era. Încep să consider aceste palete mult mai utile, mai ales că eu am fost bronzată când am venit din Grecia, după aia mi s-a tot dus bronzul și a tot trebuit să combin culorile între ele. Îmi place foarte mult și nuanța pe care o folosesc, sincer, cel mai mult din această paletă este aceasta cu o tentă de somon pe care o folosesc sub ochi pentru a estompa cearcănele și mă joc cu aceste trei nuanțe pentru ten când vine vorba de estomparea coșulețelor sau semnelor și așa mai departe. Da, pe acesta probabil nu o să-l folosesc niciodată, poate doar pentru contur, dar nuanța aceasta de somon, adică vă recomand această paletuță pentru această nuanță, pentru că este super, super bună, corectorul este cremos, acoperă bine și nu ai nevoie de mult produs și na, este destul de compactă, adică nu. Și acum dragostea vieții mele în materie de make-up este această paletuță de la Kat Von D. Este Shade and Light Palette. Este paletuța de contouring care are 3 nuanțe de bronzer și 3 nuanțe de highlighter. Eu când eram super bronzată foloseam nuanța aceasta. Acum fac o combinație între cele două și doamne, este senzațională. Îmi place super, 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 super mult, ce o să mai zic, super de 1000 de ori, pentru că este foarte, 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 foarte tare. V-am înnebunit. Este o paletă foarte bună, este foarte handy, ca să zic așa, pentru că ai mai multe nuanțe. Pentru un ten foarte deschis, nu aș recomanda paleta, adică ar trebui o nuanță mai deschisă decât cele din această paletă, pentru că sunt destul de puternice, sunt foarte pigmentate, adică îți trebuie super puțin produs ca să te conturezi și asta mie mi se pare un plus. Poți să greșești foarte ușor și să trezești că pari murdară, dar poate fi estompat cu puțină pudră, adică nu asta ar fi o problemă. Dar da, dacă aveți un ten extrem de deschis la culoare, gen să fiți super, super albe, nu vă recomand paleta. Dacă sunteți undeva mediu spre închis, go for it! Pentru păr am un singur produs și este vorba despre această pudră de volum de la Taft. Am luat-o din Kaufland într-o zi pentru că aveam, nu știu, voiam eu neapărat atunci, în acel moment și în acea secundă, o pudră de volum. Am fost la raionul de cosmetice, m-am uitat pe acolo, am văzut pe asta prima, am luat-o și am zis aia e. Și sincer îmi place foarte mult, adică este super tare. O aplici pe cărări, la rădăcină, peste tot, după care masezi super, super, super bine totul și o să vedeți așa cum o să facă părul și o să pară de parcă este tapat. O să vedeți că are o textură foarte ciudățică, adică cumva e lipicioasă după aceea rădăcina, tocmai pentru că asta se întâmplă, cumva prinde părul în poziția asta. Și după ce o aplicați, în ziua în care ați folosit-o, să zicem că mai puteți să stați și a doua zi cu părul așa, dar după aceea trebuie neapărat să vă spălați, pentru că se îmbâxește părul, vă dați seama, totuși este un produs greoi pentru rădăcină. Și vă recomand ca șamponul uscat, dacă aveți nevoie de șampon uscat, să îl folosiți înaintea pudrei. Avem și parfum și este unul nou de la Emporio Armani. Este Stronger With You și este parfum bărbătesc. Îmi place foarte mult cum miroase. Are, nu este un miros tipic bărbătesc, este foarte spicy și cumva ușor dulceag pentru un parfum bărbătesc și de asta îmi place foarte mult. Vă dați seama, este foarte rezistent și miroase tare, este un miros puternic, dar chiar vă recomand să încercați parfumurile bărbătești, să vă duceți la Sephora sau Douglas sau oriunde aveți voi gen parfumuri și puteți să le încercați. Duceți-vă și încercați-le pe voi, pentru că noi, fiecare persoană în parte are alt pH. Adică de la femeie la femeie există alt pH și un parfum miroase diferit pe fiecare persoană în parte. De asemenea și pH-ul bărbaților față de pH-ul femeilor este diferit. Și de asta vă zic, un parfum care pare foarte bărbătesc pe... Cine mă caut? Un parfum care pare foarte bărbătesc pe o anumită persoană poate să pară doar un parfum mai... Hei, filmez! Poate să pară mai interesant și mai spicy, mai... cum să zic, misterios pe altă persoană. Și asta mi se pare mie că se întâmplă cu acest parfum când îl pun pe mine.
pare misterios, pare așa foarte... Am vrut să fac o descriere foarte interesantă, dar nu mi-a ieșit. Bun, ideea este că vă sfătuiesc să încercați parfumuri bărbătești și dacă vreți puteți să-l încercați chiar pe acesta, pentru că v-am zis, mie mi se pare că e foarte tare. Oh, Doamne, ce bine miroase! Și de ce să ne limităm la ce s-a creat pentru femei? Putem să explorăm lumea și să vedem ce au bărbații buni de oferit. Acum am o chestie interesantă și este această... Nu știu cum să-i zic. Este de la NYX și este o chestie de cauciuc cu ajutorul căreia îți speli pensulele. Acest lucru este sfânt. Deci, efectiv, îl ador pentru că a apărut în viața mea și nu aș putea trăi fără el. Ce fac? Pur și simplu ud pensula, aplic șampon sau săpun sau ce vreau să-mi spăl pensulele și apoi fac așa pe el. Are acești peri de cauciuc micuți și curăță foarte, foarte bine pensula. Este nemaipomenit. Eu inclusiv burețelul de make-up mi-l curăț tot cu acest dispozitiv, să-i zicem. Da. Ideea este că e de cauciuc, se spală foarte ușor, îl pui la uscat, se uscă foarte ușor, poți să-l ții după tine dacă pleci undeva și, credeți-mă, spălați și burețelul și pensulele mult mai repede. Mult, mult, mult mai repede. Și tocmai de asta îl ador și vreau să vorbesc despre el. Am o carte preferată din luna octombrie și este vorba despre această carte de la Michael Freeman, 101 de ponturi de bază în fotografie. Na, eu încerc să învăț cât mai multe lucruri despre fotografie, despre cum să filmezi, lumină, cum să pui lumina, pentru că normal este ceva ce mă interesează și această carte m-a impresionat super, super mult. Înveți o grămadă de trucuri, înveți setări, înveți încadrare, înveți coloristică, înveți foarte, foarte multe lucruri legate de fotografie și chiar vă recomand, este de la editura Litera. Aveți multe de învățat, mai ales dacă sunteți pasionați de fotografie, dacă sunteți blogger, dacă vreți să fiți blogger, dacă pur și simplu vreți să aveți doar un cont de Instagram de drăguț și poate pur și simplu sunteți pasionați de asta, adică nu vreți să faceți afaceri sau nu vreți să faceți o carieră din fotografie, dar vreți să știți lucrurile astea. Este o carte de început super bună și cred că și cel mai antitalent om la fotografie reușește după această carte să scoată niște poze drăguțe. Ca și serial pentru luna octombrie am The Big Bang Theory. Nu știu dacă știți serialul, este cu niște tocilari și vecina lor drăguță și serialul e foarte fun. Evident, Sheldon este preferatul meu și toate glumițele pe care le fac, așa zisele glumițe pe care încearcă să le facă Sheldon. Bazinga. Și chiar vă recomand să-l vedeți, este fun, este foarte ușor de digerat ca și serial și cred că o să vă prindă. Da, mie îmi place super mult. Și ca și film, în luna octombrie am fost efectiv îndrăgostită de Un pas înaintea Serafimilor, este un film românesc, cred că încă mai este prin cinematografe și vă recomand să vă duceți să-l vedeți, este super, super interesant și eu sunt genul de persoană care nu prea se duce la filme românești și asta pentru că mi se pare că majoritatea sunt foarte arțifarții, ca să zic așa, cumva prea așa, genul ăla de filme și ce-am vrut să zic. Și sincer, eu dacă mă duc la un film, dacă nu este ceva legat de o civilizație sau despre... dacă nu este un documentar sau niște chestii din astea istorice interesante, cam vreau să mă relaxez, să râd, să... Mai rar se întâmplă să am chef de ceva greoi care să mă provoace așa după aia să mă pună pe gânduri jumătate de an. Adică, nu pentru asta vreau eu să mă uit la un film, dar acest film este super, super tare pentru că este foarte bine filmat, acțiunea este foarte interesantă, nu e super arțifarți cu pauze lungi de 30 de minute în care unul se uită la celălalt și nu zice nimeni nimic și tu aștepți gen, ok, se mai întâmplă cu ceva. Și totuși expune o problemă foarte interesantă și la sfârșit filmul ți-o dă. Adică nu vreau să fac niciun spoiler, dar la sfârșit filmul este wow, rămâi complet șocat. Și da,
chiar mi-a schimbat puțin perspectiva despre filmele românești și vreau să merg și la Octav luna asta, că am înțeles că este foarte bun. Și da, să explorez mai mult filmele românești, așa că un pas înaintea Serafimilor, you need to watch it! A, da, și în acest clip vreau să vă mai arăt și pe pisicuța mea nouă și drăguță. Ea este Riri. Voi m-ați ajutat să aleg numele. Și acum este super somnoroasă, pentru că am trezit-o din somn, am fost să o iau. De-o iubire, mea mică, ce frumoasă, ce pufoasă. Este foarte iubitoare. Este cu minte, adică nu face prostii mari. S-a urcat pe traperii. Mi-a stricat perdeaua. Se urcă tot timpul pe masă. Intră în duș cu mine. Țopăie peste tot. Am mai dărâmat chestii. Mi-a ros căștile. Dacă las ceva mâncare pe masă, imediat mănâncă. Orice, mănâncă și pâine. Și... Dar e că e super cuminte în rest. Nu prea face nimic. Îmi pare cumințică așa, nu? Tu pari cumințică, mami. Tu chiar pari cumințică, dar nu ești. A, și dacă mă întrebați, ea este jumătate British Short Hair și jumătate corat, care coratul seamănă puțin cu albastru de Rusia și de asta ea arată așa. Că seamănă cu o pisică albastru de Rusia, dar nu e albastru de Rusia. Aș vrea să semne cât mai mult cu un British Short Hair, dar nu are urechiușele pentru British, are doar fățuca. Are doar fățuca! Cred că mă urăște în momentul ăsta. Acestea au fost favoritele lunii, sper că vă plac. Doamne, chiar mi-era super dor să filmez un clip de favoritele lunii. Nu uitați să-mi lăsați comentarii dacă aveți orice fel de întrebare legate de produse sau de orice altceva. Nu uitați să intrați pe blog, pe Instagram și pe pagina mea de Facebook, să dați un like acestui clip pentru că vă dați seama că mă ajută și știu că v-a plăcut în felul ăsta. Și lăsați-mi oricând sugestii de clipuri pe care vreți să le mai filmez sau ce gen de clipuri vă plac și vreți să vedeți, pentru că na, comunicăm. Să aveți o zi cât mai frumoasă și ne vedem foarte curând cu un nou clip. Pa!